Cum va arăta slujba Sfintei Învieri anul acesta? Știm că autoritățile ne-au anunțat încă de acum 2 săptămâni că vor renunța, practic nu vor exista restricții în noaptea Sfintei Învieri. Vom putea merge să luăm lumina așa cum n-am putut să facem, din păcate, anul trecut. Ce va fi diferit anul acesta? Ce trebuie să știe credincioșii? În primul rând, anul acesta va fi aproape totul diferit față de anul trecut. Exact cum spune și dumneavoastră, în primul rând, participarea noastră fizică, faptul că putem merge la biserică să întâmpinăm învierea lui Hristos, să luăm lumină, să ne împărtășim la biserică. Aceste lucruri nu au fost posibile anul trecut. Nu mai e cazul să intrăm în amănuntele acestui imposibil care s-a consumat anul trecut. Bine că l-am depășit. Anul acesta domină încă niște restricții de ordin sanitar. Le cunoaștem cu toții. Celebra păstrare a distanței, ceea ce va anula, din fericire, orice înghesuială care se mai petrecea uneori. Nu va fi cazul să ne înghesuim. Nu e cazul niciodată. Și sper că după ce vom elimina și aceste măsuri coercitive, vom rămâne cu niște reflexe binevenite într-un spațiu sacru, cum este cel al bisericii sau al oricărei clădiri, al oricărei cult religios. Înghesuiala, neatenția, ignorarea celorlalți, nepăsarea, acestea sunt lucruri care, bineînțeles, trebuie să dispară practic din reflexele noastre vechi. Deci se vor respecta clar aceste restricții, distanțare. În curțile bisericilor sunt marcate locurile acolo unde există un paviment pe care se poate marca, dar inclusiv pe iarbă se trasează niște puncte clare, vizibile. Vor fi prezenți voluntari care vor îndruma credincioșii să ocupe un astfel de loc și să păstreze distanța între ei. În curțile mai mari ale bisericilor, unde se pot amenaja mai multe puncte de distribuire a lumânărilor, ca lumea să nu mai intre în biserică să cumpere lumânări, acestea vor fi accesibile ca și Sfintele, ca și Paștile, acea pâine binecuvântată și stropită cu aghiazmă și vin, pusă în ungulițe de unică folosință, vor putea fi luate de credincioși din aceste puncte, probabil la intrarea în curtea bisericii sau într-un colț al curții bisericii. Și mai mult decât atât, acolo unde va fi posibil, vor fi împărțite acestea de către voluntari ca lumea să circule cât mai puțin. Aceste lucruri respectate vor asigura un tip de ordine de care chiar avem nevoie, mai ales într-un spațiu sacru cum este cel al bisericii. Fiecare biserică va avea voluntari? Cele de la oraș, aproape toate, pentru că acești voluntari provin din rândul celor care frecventează constant biserica. Sunt în general persoane tinere, dar nu numai. Fac parte persoanele acestea din comitetele parohiale. Parcurgerea distanței spre biserică în acea noapte, știm că avem suspendată restricția de circulație. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm cu asalt bisericile cele mai îndepărtate. Normal este și recomandarea bisericii este să mergem fiecare la biserica de care aparținem și care, în mod normal, e în proximitatea domiciliului nostru, ceea ce este un lucru logic. Așadar, slujba de înviere se va desfășura normal, va începe ca întotdeauna la ora 12 noaptea, va dura în principiu până spre ora 4 dimineață, dar, așa cum știm, cea mai mare majoritate a celor prezenți se retrage după aproximativ 40 de minute, cât durează slujba, începutul slujbei de înviere, care se oficiază afară. Înăuntru nu vom mai avea voie să intrăm ba în biserică? Da, sau înăuntru vor voie? Intra cei care vor dori să rămână până la sfârșitul slujbei, dar într-un număr care rezultă din suprafața bisericii respective și distanța pe care trebuie să o păstrăm în interior, 2 metri față de cealaltă va persoană. Va fi cineva acolo care ne va spune în mod sigur, aveți voie să intrați? Preoții aveți... în consultare cu comitetul parohial își organizează spațiile interioare, în principiu sunt puse scaune, nu va intra mai multă lume decât permite spațiul și păstrarea distanței. Deci
Evident, slujbele vor continua în biserică. E posibil însă ca unii preoți, dacă lumea este foarte multă, să continue slujba doar afară, dacă vremea o permite. Deci nu e interzis să faci slujba integrală afară, dar cei mai mulți să ne gândim că mai ales în mediul rural lumea e mai puțină și e firesc ca slujba să continue, să continue în biserică, repet, cu respectarea unor reguli care au devenit deja banale. Știu că era o discuție în spațiu public și profit de prezența dumneavoastră să vă întreb dacă vom putea atinge, spre exemplu, icoanele, că avem niște măsuri. N-a fost niciodată interzis să atingem ceva. Important este însă ca gesturile noastre să fie adecvate la o realitate care are și conotații sanitare de un an de zile. Nu e interzis să atingi icoanele. Dacă unele persoane doresc să facă lucrul acesta, o pot face. Recomandarea bisericii a fost anul trecut, la începutul pandemiei, mai ales în starea de urgență, ca raportarea credinciosului la icoană să se consume, sigur, printr-un act de reverență care include pietatea, expresia pietății față de persoana sfântă reprezentată în icoană. Cert este că obiectele din biserică, atunci când înainte de începerea slujbei, sunt perfect dezinfectate peste tot. În timpul slujbei, la fel, există un personal care poate șterge obiectele atinse de anumiți credincioși, dar în mod normal, în afară de icoane, care este recomandarea Bisericii Ortodoxe Române în acest an? Putem merge? Pentru că am văzut că sunt medici care susțin că virusul se poate extinde pe suprafețe, poate rămâne, rezista acolo ore. Da, bineînțeles că trebuie să avem grijă în continuare de asta, deși această teorie a contaminării prin virusul care stă pe suprafețe a fost în general, aș spune, demontată. Riscul cel mai mare de contaminare. Riscul cel mai mare de contaminare este practic anularea distanței, nepurtarea măștii, conversația cu cineva mai mult de 10 minute într-un spațiu închis, acestea sunt sursele principale. Dar, bineînțeles, grija trebuie să rămână. Sper, repet, am mai spus-o, ca după această pandemie să rămânem cu niște reflexe care țin de igienă, care țin de lucrurile elementare de care ar trebui să ținem cont, nu doar pentru că este pandemie.